Hello! Bine vă găsesc la un nou episod al podcastului Poftă de Viață cu Claudia Buneci. Acest episod este despre ceea ce simt eu la final de vară. Și deși aveam un plan să trec la subiecte legate de dominanța estrogenică, am o grămadă de invitați super fain cu care am stabilit următoarele episoade de podcast. Am simțit să fac trecerea spre toamnă cu două episoade de podcast. Unul despre learning-urile mele, cumva așa, ce simt după vară și la început de toamnă. Și unul despre cum ne pregătim pentru toamnă. Și abia apoi o să încep seria de podcasturi cu invitat și cu mai mult know-how, să zic așa. Acest episod este un episod de suflet, care pur și simplu a apărut. Simt nevoia să vorbesc despre lucrul ăsta și nu doar într-o postare. Hai să-ți povestesc ce îmi trece prin cap și de unde a apărut nevoia asta de a vorbi despre vară-toamnă. Unul dintre primele lucruri pe care le-am aflat acum nici nu știu câți ani, mulți ani, poate mai bine de 10 ani, când am început să învăț mai în profunzime despre ce contează pentru un stil de viață sănătos, a fost această legătură între nivelul de stres din corp și starea noastră de bine overall. Practic despre ce se întâmplă atunci când suntem în starea asta simpatică, când este activat sistemul nervos simpatic și când corpul nostru se regăsește în ceea ce se numește fight, flight sau freeze. Are foarte mare relevanță faptul că atunci funcțiile mai puțin vitale ale corpului sunt reduse la minim. Pentru că corpul își rezervă resursele pentru a te salva din situația limită în care tu te afli. Acest mecanism în care cortizolul nostru este ridicat, pulsul este ridicat, sângele este trimis către mușchi, mușchii se încordează, nu este cumva ceva rău pentru noi, dimpotrivă, este un mecanism care ne-a ținut în viață pe noi oamenii și ne-a făcut să ajungem până aici. Problema este că acest mecanism ar trebui să intervină atunci când noi avem viața pusă în pericol, după care corpul nostru ar trebui să se liniștească și să intre în ceea ce se numește rest and digest, în sistemul, că se activează sistemul nervos parasimpatic. Ok, și ce legătură are asta cu vară? Stai puțin cu mine și o să afli imediat. Foarte multe din femeile cu care eu lucrez sau cu care eu interacționez, care au probleme hormonale, se află în această stare de fight, flight, freeze, în cronic. Da, deci, practic, nu se mai întâmplă un pic și apoi, deci avem un vârf și apoi ne revenim, ci rămânem într-o stare prelungită, mult prea prelungită de fight-flight și mai ales din ce am observat eu de freeze. Freeze-ul poate părea, deci atunci când suntem în îngheț, poate părea că suntem bine, dar de fapt corpul nostru să retrăiască cumva, să rămână captiv în ceea ce ne-a produs elementul traumatizant, poate acum 5 ani, da? Sau poate mai bine de 5 ani sau mai puțin de 5 ani, da? Bun. Deci am văzut de foarte multe ori această prezență a unui cortizol ridicat atunci când vorbim de dezechilibre hormonale. Și îți promit că ajungem și la legătura între asta și vară. Bun. Acum parcăm puțin această idee și mergem către vară. Din punctul meu de vedere,
vara este acel moment când ar trebui să încetinim, da? Este ca zilele de ovulație, acea perioadă de bucurie, acea perioadă de socializare, acel moment când dansăm, cântăm, ne luăm o pauză de la proiecte, de la a fi foarte mult în minte și ne lăsăm să ne relaxăm. Cuvântul cheie este relaxare, vara. Și cu cât o facem mai conștient, da, deci, cum să spun, nu într-un haos complet, ci cu cât o facem mai conștient, mai asumat, această relaxare de vară, cu atât cu atât avem mai multe beneficii, atât vara, cât și în cealaltă perioadă din an până la vară. Nu întâmplător, făcând această analogie între fazele ciclului și anotimpuri, nu întâmplător pe luteală și la menstruație, adică toamna și iarna, culegem roadele pe care le-am pus în pământ primăvara și vara. Da, deci este foarte, foarte important cum ne petrecem vara. Și probabil că ai observat și tu că corpul tău țipă cumva după relaxare, că ți-e greu să te concentrezi la serviciu, că parcă ai mai sta noaptea de vorbă, parcă ai bea un pahar de vin și n-ai mai socializa cu o prietenă. Da, sunt lucruri absolut firești. Și o femeie conectată cu ea, o femeie conectată cu femeia sălbatică din ea, care pare ceva așa buhuhu, este o femeie care trăiește în aceste ritmuri și în aceste ritmuri naturale, și conectarea cu aceste ritmuri ne asigură un echilibru în corp. Cumva este parte integrantă a acestui proces de reconectare cu noi. Ce vreau să spun este că atunci când îți dai această pauză vara, ai pe toamnă și pe iarnă energia, deci este ca și cum ai acumula suficient soare în tine și ai energia să faci ceea ce ai de făcut toamna și iarna, mai centrat pe tine, mai centrat pe poate pe familia ta, pe interior, da? Deci practic vara ești mai mult în afară, toamna, iarna ești mai mult pe interior, deci ai energia să faci asta și nu începi toamna epuizată, ci după un moment de zdruncinare, să zic așa, la început de septembrie, încep să te așezi în tine și să vezi, să știi ce ai de făcut pe perioada următoare. Bun. Cumulând prima informație de la început, aceea privind nivelul de stres care inhibă funcțiile nevitale din corp și faptul că de multe ori femeile care au dezechilibre hormonale au un cortizol cronic ridicat, cu această experiență pe care ne oferă vara, cu această experiență de relaxare profundă pe care ne oferă vara, o să spun așa un fel de aha al meu din sezonul estival, din ultimile luni. Lucrând în această zonă a susținerii femeilor pentru echilibrarea lor hormonală, ceea ce mi-am dat seama, caz cu caz, să spun așa și nu din cărți, este că această zonă de relaxare, obținerea acestui moment de relaxare, reamintirea celulelor tale de cum se simt atunci când sunt relaxate, este un moment sau o etapă cheie a oricărui proces de vindecare, de echilibrare, de orice tip. Tu ai în tine o vindecătoare. Corpul tău știe cum să meargă către echilibru, dar are nevoie sau poate să facă lucrul ăsta numai atunci când tu ești într-o stare de relaxare. Deci când corpul sau când tu percepe o amenințare inerentă și cortizolul trebuie să fie ridicat și hormonii de stres trebuie să fie ridicați, corpul tău nu își poate face vindecările.
nu îți poate transmite ce fel de alimente are nevoie să mănânce ca să fie bine. Nu te poți odihni, nu poți să încetezi filmele din mintea ta care rulează continuu și care spun tot felul de lucruri care te împiedică să mergi în direcția vindecării. De aceea e foarte important să găsești contexte în care să descarci cortizolul, în care să închizi buclele astea de stres despre care am tot vorbit în ultimile episoade de podcast. Astfel de ocazii sunt vacanțele. Astea, cum spuneam, făcute conștient cu intenția asta și nu în care tragem de noi în disperare, nu știu, să vizităm tot, să nu dormim, să bem mai mult. Deci e ok să fie asta, dar e ok să existe intenția de relaxare. Conectările cu prieteni dragi, retreat-urile. Asta mi-au adus și mie retreat-urile din vara asta și asta s-a întâmplat și în retreat-ul pe care l-am făcut la Aluniș. Retreat-ul este o oportunitate fantastică să închizi niște bucle de stres și să deschizi niște cutii ale Pandorei pe care tu le credeai rezolvate, dar care ele de fapt nu erau rezolvate și care te țineau în loc, să zic așa, da? De fapt, junghiul din piept, problemele de tiroidă, nu știu, tot felul de chestii pe care nu le-ai spus și la care ai ales să nu te uiți pentru că, nu știu, nu mai aveai chef să te uiți acolo și ai crezut că pur și simplu nu uitându-te acolo ele se rezolvă, se duc. Deci retreat-ul e un astfel de moment care vine cu aha-uri, care vine cu, pe urmă cu pufos, un corp, cum spun eu, dar și cu ceva treabă și e un moment super bun ca treaba aia să o facem pe toamnă când vine acea centrare pe noi. Momentele astea de relaxare îi amintesc corpului cum se simte relaxarea. Sunt multe femei cu care lucrez care nu mai știu cum se simte relaxare. Gheara din piept sau, nu știu, senzația de fugă este atât de prezentă încât, încât o oră de yoga, poate făcută eventual și pe Zoom, nu este suficientă pentru a te aduce în starea de relaxare, pentru că ce vreau să știi este că nu trebuie retreat după retreat și vară după vară, dar trebuie o perioadă un pic mai lungă în care dacă ești foarte menghină să apuci să te relaxezi și de acolo încolo corpul își reamintește și știe să ajungă mai ușor în starea aceea și din starea aia tu poți să-ți începi vindecarea. Da, deci asta e așa o legătură între sistemul nervos, hormoni, vară și toamnă. Aș vrea să mai spun că chiar dacă tu te hotărăști acum că vrei să te ocupi de tine și de hormonii tăi și de premenopauză și de menstrue și toate astea și ești hotărâtă să renunți de mâine la zahăr și la aia și la aia la altă și să faci tot felul de chestii, dacă tu te regăsești în ceea ce eu am spus mai devreme, dacă nu-ți mai aduci aminte când te-ai simțit ultima dată cu adevărat relaxată, aș vrea să-ți spun că ar trebui să încep cu partea asta la altă și în niciun caz cu chestii drastice, cu reduceri de calorii sau chiar cu diete foarte sănătoase de altfel, dar cu diete care vin cu extra presiune pe tine și la care treci brusc. E mai degrabă benefic în cazul acesta să-ți dai, cum spuneam, șanse să te relaxezi, poate să dansezi, să mergi mai mult în natură, să dormi mai bine, poate să te apuci de un tip de terapie cu care tu rezonezi. Practic să o iei un pic mai ușor cu aceste modificări și să înțelegi că, de fapt, schimbările în corpul tău, în bine, se întâmplă doar atunci când
când nu ești cu cortizolul până aici, da? Și când cortizolul reușește să se dea un pic la o parte și să facă loc și melatoninei, hormonilor tiroidien, progesteronului, pentru că atunci când cortizolul este ridicat, ca să mergem un pic pe partea de science, este foarte posibil ca el să ocupe în celulă locul hormonilor tiroidieni, progesteronului și celorlalți hormoni benefici. Asta dacă ai nevoie să înțelegi un pic și cum se întâmplă efectiv treburile, pentru că uneori până când nu spunem argumentul științific, până când nu avem un research care să ne spună că somnul e benefic, credem mai puțin că este benefic și tot așa. Deci dacă vrei a little bit of science, asta este una dintre explicațiile științifice. Da? Deci, dacă ești acolo, începe cu blândețe, reconectare corporală și nu spun ca partea asta de alimentație să o lași deoparte pentru că este super, super importantă, dar zic să o iei ușor. Poate să renunți la cola dacă bei cola, poate să te hidratezi mai mult, poate să mănânci un pic mai multe legume, orice pas pe care îl face bun făcut și pe măsură ce tu te simți mai bine și mai relaxat în corpul tău și începi să dormi mai bine și să te trezești mai odihnită, ești acolo unde poți să treci la pasul următor. Cam asta am avut eu să-ți spun apropo de ce concluzii am tras cumulând experiențele estivale cu partea profesională și sper să-ți fie de folos și împreună cu următorul episod de podcast în care vorbesc despre toamnă, despre cum să ne pregătim pentru toamnă, să-ți fie așa un fel de... să-ți ușureze drumul ăsta, tranziția asta dinspre vară spre toamnă, dinspre exterior către interior. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că m-ai urmărit și pe curând urmează o toamnă cu multe informații și cu multe lucruri practice care să te ajute să ai încredere că poți să fii bine cu tine, chiar dacă ai trecut de 40 de ani. Te îmbrățișez. Ciao!